Cața Veica, poveste maghiară. Vă povestesc o întâmplare veche cât lumea. Nimeni nu poate spune când a fost și dacă s-a întâmplat cu adevărat. Iată ce se zice. Se zice că trăia într-un sat un țăran cu nevasta și fica lui. Fata era tare frumoasă la chip. Când ajunse bună de măritat, veni să o pețească un flăcău mintos, sănătos și înzestrat. Multe fete l-ar fi vrut de mire. Tânărul se înfățișă în casa fetei însoțit de un prieten. Țăranul, de bucurie, nu știa unde să-i așeze pe musafiri și cu ce să-i servească. A pus pe masă tot ce avea mai bun, o găină friptă și plăcinte abia scoase din cuptor. Iar ca masa să fie împodobită, o trimise pe fică să aducă un urcior cu vin. Fata a coborât în pivniță, a scos din butoi vin din cel mai bun și, când să iasă, vede chiar în calea ei un buștean sprijinit de perete se oprește cu în mână și cate pe gânduri. Iată, am și eu un mire care mă așteaptă în casă, că mâine vom juca la nuntă și apoi voi naște un copil. Ne vom duce la târg, voi cumpăra o cața veică, iar copilul va ieși bucuros la joacă și, zbădând prin curte, va nimeni în pivniță. Aici, bușteanul acesta blestemat va aluneca peste el, doborându-l. Îl vom duce în casă în brațe și îl voi pune în pătucul lui. Și dacă va muri, cine va purta cața veica? La acest gând, fata uită după ce venise. Cuprinsă de jale mare și tristețe, se așeză pe marginea scării și începu să bocească de ei curgeau lacrimile și roaie. În casă, tatăl, dar și musafirii, au dat semne de îngrijorare. Oare ce-o fi pățit fata de nu mai vine? Ia te femeie, și vezi unde s-a prăpădit copila noastră, zise stăpânul casei soției lui. Femeia neliniștită coboru și ea în pivniță. Aici o găsi pe fisa, udă luarcă de-atâta plâns. Vai, mă, mucuță, dacă ai ști, mai bine rămân fată bătrână decât să pățesc una ca asta. Zise fata și povesti mai că i toate câte i s-au năzărit. Auzind despre cața veică și despre nepotul care, nimerind în pivniță, e doborât de buștean, femeia s-a așezat și ea lângă fisa și s-au pus amândouă pe bocit. Țăranul și nu s-au săturat să tot aștepte vinul. Supărat, omul prinse o cără. Mare pacoste sunt femeile astea, cred că s-au pus la taclare și mi-au vărsat tot vinul pe acolo. Cobor în să mă răfuiesc eu cu ele. Ajunse unde se porni și ce găsi bietul om? butoile întregi, vinul la locul lui. Mulțumit, omul uită de supărare, dar văzându-și nevasta și vica umflate de plâns, îi sări Sandra. Hei, gaițelor, de ce tot bociți? A pierit cumva motanul și eu n-am aflat?" Fica și mama, ca două mori stricate, i-au spus omului toată întâmplarea cu bușteanul și copilul. S-a așezat și el pe o dreaptă și a aprins a se văicăra. Mirele și prietenul lui au așteptat cât au așteptat. O oră încheiată și apoi încă una și, dacă a văzut că nu se arată nimeni dintre cei de-ai casei, logornicul s-a gândit să coboare și el în pibniță. Când ajunse acolo, rămase trăznit. Toată familia bocea de parcă le-ar fi ars casa. Flăcăul, mirat nevoie mare, ni întrebă ce au pățit. Și ba unul, ba celălalt i-au spus tărășenia cu copilul și cața veica, precum i se năzărise miresei lui. Numai că mirele, în loc să se întristeze, s-a înveselit și a râs cu atâta poftă, încât butoaiele, pline cum erau, săltau în sus. Iar după ce ostenind atât atâta râs, zise... Nu cred să fie în lumea asta vreun trăsnit care să vă întreagă: Acum zău că nu știu ce să fac. Mai bine mă las în voia sorții, mă duc să colind lumea. Dacă mai întâlnesc încă trei de al de voi, mă întorc și facem nunta. Iar dacă nu mi se încale niciunul, pe mine să nu mă așteptați, că eu nu vă mai calc pragul niciodată. Zise asta și tot atunci porni la drum. Merse mult, trecu prin șapte țări, apoi prin alte șapte cât șapte orașe, până, iată, în cea de-a opta împărăție, întâlni ceea ce căuta. Într-o curte, văzu un bărbat care se chinuia să care nucile în podul casei cu furca. Uluit de ce-i vedeau ochii, flăcăul întrebă, Ce faci, om bun?" Mai bine nu mai întreba, fiule, de o jumătate de an tot car și car nucile astea în podul casei. Vreau să fac și o rezerve pentru iarnă, ca toată lumea, dar zadarnic. Dacă s-ar găsi cineva să mă ajute, bogat, nebogat cum sunt, l-aș răsplăti cu o sută de monede. Te ajut eu, îi propuse tânărul, apoi luă un coș, puse nucile în el și, într-o jumătate de oră, nucile erau cărate în pod primi drept răsplată 100 de monede și se porni mai departe. Când soarele porni să coboare spre asfințit, tânărul făcu din nou popas și atunci a văzut, nu prea departe, o casă fără ferestre, iar în loc de ușă, o gaură îngustă. Prin intrarea strâmtă, un bărbat în toată firea, ba intra, ba ieșea în fuga mare, cu un oboroc în brațe. Flăcăul se opri și zise, Bună, tataie, nu cumva ai nevoie de ajutor? Să trăiești, flăcăule, să știi că ți-a ieșit un sfânt din gură, îi răspunse omul. Iată, am înălțat casa asta, dar niciun folos din ea. Alți oameni au parte de soare în casele lor, dar la mine e beznă, poți să-ți dai cu degetul în ochi. Cât îi ziua de mare, car și car lumină, dar fără folos. Dacă s-ar găsi un suflet să-mi aducă și mie lumina în casă, zău că nu m-aș zgârci, aș da o de monede. Lasă, omule, că fac eu treaba asta, zise tânărul. Lotoporul săpă în perete două ferestre și îndată se lumină casa omului. Primi drept răsplată cele 100 de monede și își căută iarăși de drum. Mergând așa, îi apăru în cale un sătuc Intră că alt drum n -avea, și, deodată, văzu lume peste lume adunată. Toți se uitau într-o curte la o femeie care alergat de parcă o fugărea cineva. Ce faci, mătușică?" o întrebă el. Nu vezi? Bac puii sub cloșcă, îi feresc de primejdie. Acuși vine unul și îl înhață pe vreo unu. Numai că puii nu mai ascultă. Eu îi bac sub cloșcă, iar ei fug. O sută de monede aș da celui care mi-ar cuminți." Nu-i treabă ușoară, mătușică, dar, uh, ascultă-mă, când va apărea uliul, puii singuri vor căuta să se ascundă sub aripa cloștii. Ei știu ce să facă, fără să fie învățați. Că bun sfat mi-ai dat, flăcăule, zău că-ți mulțumesc. Ia monedele astea, că le meriți, mamă. Flăcăul a luat ce i se cuvenea, apoi și-a zis. E, hey, mai bine să fac ale să că de acum am dat peste cei trei trăzniți pe care căutam. Cred că asta mi-e soarta, să mă însor cu fata țăranului. Se întoarce înapoi și porni spre casă pe același drum bătătorit. Ajunse cu bine în sat. Flăcăul făcuse apoi logodna cu fata țăranului, făcură și nunta, așa ca la oamenii buni. Și aici povestea se termină, dar și începe totodată, că iată ce a fost mai departe. După ce s-au luat flăcăul arătos și ager la minte cu fața țăranului cea frumoasă, au adus pe lume mulți copilași, băieți și fete și le-au cupărat la toți ca țaveici, numai că bușteanul din pivniță n-a doborut pe niciunul. Toți trăiesc până astăzi în bună înțelegere, dar despre ei și despre celelalte vă voi spune într-o altă poveste. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!